La crucea ta eu pace am găsit și inima doar tu mi-ai liniștit. Iisus, tu ești comoara mea și pe nimic nu te-a schimba. Rămâi, te rog, rămâi în viața mea. Iisus, tu ești comoara mea și pe nimic nu te-a schimba. Rămâi, te rog, rămâi în viața mea. Pe brațul tău mereu tu m-ai purtat. Valul greu adesea l-ai mustrat. Prin mare drum tu mi-ai făcut și mi-ai fost pavăză și scut. Și mâna ta prin toate m-a trecut. Prin mare drum tu mi-ai făcut și mi-ai fost pavăză și scut. Mâna ta prin toate m-a trecut. Eram așa de mic în palma ta și cunoșteam puțin cărarea ta. Când la răscruce am ajuns, lumina ta mi-a fost de ajuns. Aceea azi îți mulțumesc, Iisus. Când la răscruce am ajuns, lumina ta mi-a fost de ajuns. Aceea azi îți mulțumesc, Iisus. Încet, încet, Iisus, tu m-ai crescut. Puterea ta prin toate m-a trecut. Deși mă văd la fel de mic, m-ai învățat să mă ridic. În orice greu, pe tine să te strig. Deși mă văd la fel de mic, m-ai învățat să mă ridic. În orice greu, pe tine să trestrim. De plin, de plin, ți-am dat inima mea. Te rog să scot tot ce e rău din ea. Din lume nu mai vreau nimic, vreau doar să fiu mereu mai mic, ca tu să crești în mine, Iisus iubit. Din lume nu mai vreau nimic, vreau doar să fiu mereu mai mic, ca tu să crești în mine, Iisus iubit. Mai doresc să faci din viața mea o torță vie pentru slava ta. Să pot să te înalți mereu, oricât ar fi drumul de greu. Iisus iubit, mântuitorul meu. Să pot să te înalți mereu, oricât ar fi drumul de greu. Iisus iubit, mântuitorul meu. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze, frate.
Amin. Amin, amin. Pe slavă Domnului Iisus. M-am fălit, m-am îmbrit, am mințit și am urât, dar la urmă, Domnul meu, am căzut. Iertare-ți cer, o Domnul meu, Iisus Hristos, acum iartă-mă. Am greșit. Doar cu picuri voi găsi azi iertarea. Doar cu picuri voi găsi mângâierea. Doar cu picuri din al tău izvor curat și sfânt voi afla mântuirea în curând. Doar cu picuri voi găsi liniștea. Doar cu picuri voi găsi astăzi pacea. Doar cu picuri din al tău sânge sfânt, Iisus, voi putea să privesc din nou în sus. Mă-ntorc, Iisuse drag, să fiu și eu pe veci salvat. Mă întorc din întuneric și păcat. Primește-mă la tine, demn etern, mare și sfânt, iartă-mă. Am greșit. Doar cu un picuri voi găsi azi iertarea. Doar cu un picuri voi găsi mângâierea. Doar cu un picuri din al tău izvor curat și sfânt voi afla mântuirea în curând. Doar cu un picuri voi găsi liniștea. Doar cu un picuri voi găsi astăzi pacea. Doar cu un picuri din al tău sânge sfânt, Iisus, voi putea să privesc din nou în sus. Doar cu un picuri voi găsi liniștea. Doar cu un picuri voi găsi astăzi pacea. Doar cu un picuri din al tău sânge sfânt, Iisus, voi putea să privesc din nou în sus. Amin. Slăvi să fie Domnul! Nu lăsa de azi pe mâine. Lasă azi, lasă pe mâine. Ai timp să te pocăiești. Ești prea tânăr și ai vreme. De ce să te pedepsești? Doar n-ai să te faci călugăr, doar n-ai să te duci la schit. Ce atâta pocăință, ce păcat ai săvârșit? Știu că n-ai pus foc la nimeni, doar n-ai săvârșit omor. Cine ți-a vorbit vreodată că ești un rău făcător? Ce tot post și rugăciune, nu te vezi cum ai slăbit? Dacă stai numai acasă, parcă ești un osândit. Haide măi și te petrece, că raiul e pe pământ. Nu te potrivi la alții, că
doar n-ai să te faci sfânt. Uite așa ne amăgește ucigașul de Satan. Zi de zi ne tot amână, luni întregi și an de an. La cei tineri el le spune că nu au nici un păcat, deci să n-aibă nicio grijă, sunt cu sufletul curat. Iar pe cei bătrâni îi minte că nu se pot mântui, au făcut păcate multe, degeaba s-or pocăi. Și așa când omul moare, vede totul în zadar, plânge și se tânguiește că-și s-a înșelat amar. Frați creștini, acum e timpul, cât pe lume mai trăim, să ne îngrijim de suflet și în păcat să nu murim. Domnul să ne ajute. Amin. Amin. Frate Petrică Petrovici, cântare și apoi fratele Ozan. Pacea Domnului, Domnul să vă binecuvinteze. Vreau să știu dacă se aude bine, frate Marius. Da, da, se aude. Amin. Iată ce vorbește Domnul prin prorocul său Ioie. Pentru vremea de pe urmă, pentru noul Israel. Peste orice făptură, slava mea va străluci. Și atunci prin alor gură, numele-mi voi proslăvi. Peste orice păptură, slava mea va străluci. Și atunci prin alor gură, numele voi proslăvi. În zilele de pe urmă, voi turna din Duhul meu. Peste a mea sfârtă turmă, zice Domnul Dumnezeu. Fiicele și fiii voștri, bătrânii și tinerii, vor avea visuri vedenii și chiar mulți vor proroci. Fiicele și fiii voștri, bătrânii și tinerii, vor avea visuri vedenii și chiar mulți vor proroci. Peste rob și peste roabe, din Duh Sfânt eu voi turna. Pe pământ și sus în ceruri, semne mari s-or arăta. Cade, Doamne, cine zecimea, azi în adunarea ta. Să strigăm toți Maranata, vino, Doamne, aleluia. Adă, Doamne, cine zecimea, azi în adunarea ta. Să strigăm toți Maranata, vino, Doamne, aleluia. Și în ecouri de osanale, să scântăm ce vrem din el. Să vorbim de la Rusalii, lingere și lingere. Ca pământul din pustie, noi te așteptăm cu dor. S-a dus ploaia și-a târzie, Doamne, peste-al tău popor. Ca pământul din pustie, noi te așteptăm cu dor. S-a dus ploaia și-a târzie, Doamne, peste-al tău popor. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Fratele Vasile Hozan va predica cuvântul Domnului.
Doamne Iisuse, de har și de putere, mai întâi să vă salut pe toți în numele Domnului Iisus cu har și pace. Că dacă aveți har de la Dumnezeu și pace de la Dumnezeu în inimi, atunci e foarte bine. Domnul să fie slăvit. M-am oprit la psalmul citit mai înainte, psalmul 84. El are 12 versete și fiecare verset are în el o taină și o minunăție. Domnul să ne dea urechi de auzit și mie să-mi dea Domnul pricepere și dezlegarea cuvântului potrivit cu planul lui și în măsura harului îngăduit de el. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Omului Dumnezeu, David, a făcut mulți psalmi. Lângă el s-au atașat și alți psalmiști, ca de exemplu fiii lui Core sau alții. Solomon și el are psalmi numiți psalmii treptelor. Și mai mulți. Psalmii aceștia sunt de altfel cântări, poezii, cântări. Fiii lui Core, în majoritatea psalmilor lor, sunt așa de adânci în expresii. Omului Dumnezeu David, el vorbea mult în vederea așa numitului urmaș la tron, adică în vederea de a propovădui pe Iisus, pe care el nu-l cunoștea atunci. Și evreii n-aveau drept să cunoască. Ei trebuie să țină, cum zice în Deuteronom și în Numeri, ascultă, Izraele, eu sunt singurul Dumnezeu. Deci Dumnezeu nu este un Dumnezeu dintre mai mulți Dumnezei. Dumnezeu nu poate fi echivalat cu cineva, cu careva. El este singurul Dumnezeu. Ceilalți Dumnezei sunt închipuiri de care s-au legat unii alții și au format în cele din urmă câte o grupare și apoi câte un duh s-a legat de gruparea respectivă și mai fac minuni și duhurile alea. Dar știi în ce zdibaci duhurile alea? Duhurile alea, de exemplu, sunt dibaci de a nenoroci pe oameni, dar nu pot să mântuiască pe nimeni. Am văzut oameni, de exemplu, era la Shugag cineva care fura viței și porci grași de pe la oameni.
Și o femeie într-o zi îl întâlnește, mă, tu ne-ai luat vițelul din grajmă. No, auzi, mă, dacă tu nu ești de vină, se va vedea. Dar eu mă gândesc că tu ești ăla. Și eu o să citesc saltirea. Dacă tu nu ești de vină, nu pățești nimic. Dar dacă ești de vină, tu vei muri. Și într-o noapte s-a dus undeva departe ca să-și aducă o altă pradă. El tăia animalele și făcea comerț. Și nu a durat mult. În noaptea aia a avut un accident și a murit. Mulți folosesc psalmii lui David ca să citească și să blesteme cu ei. Saltirea la ortodoxi îi adunată în ea toți psalmii care conțin blesteme. Și atunci cineva plătește la un călugăr, la un preot, călugărul sau preotul ăla stă pe genunchi și citește câte o oră, două, întoi de noapte, psalmii cu blestem pe persoana care o pune cel care îi caută. Dar dacă se întâmplă că nu e adevărat, se poate întâmpla tot blestemul pe cel care plătește. Și atunci poți să dai de bai. Dacă vreun pocăit se amestecă cu așa ceva, atunci un duh îl și ia în primire pe pocăitul ăla, fiindcă un pocăit n-are voie să blesteme. Noi suntem chemați să moștenim binecuvântarea și de aceea trebuie să binecuvântăm. Era o soră în Daia Română și un vecin i-o fura 4 oi într-o noapte, oi faine, grase, bune. Și ea s-o tot plâns, dar nimeni nu a dat un semn. Ea era penticostală de-a noastră. Auzit că în Deal, în satul Deal, comuna Gârbova Sibiului, sau nu, Câlnic, așa, comuna Câlnic, de Câlnic aparține Deal. Era un preot care se ocupa de așa numită vrăjitoria asta, magie albă. Să citești cuvântul și să te rogi la Dumnezeu și să ne norocești pe alții. Asta se numește magie albă. I-a auzit de el și s-a dus și o plătit la ăla. Și ăla și-a făcut meseria lui cu pradila, cu ce știu ce-o lucrat el acolo. Îi spune la asta, du-te acasă, că mâine dimineață vei găsi sub poartă prețul oilor. Dar oile nu mai are de unde ți le da. Oile le-au sacrificat. Dimineața n-o prea putut dormi, când s-o sculat în zorii zilei, era toți banii băgați acolo sub poarta ei. Pe voi, plătiți bine. No, așa, bucuroasă măcar că dacă n-are oi, o da banii. Dar din timpul ăla s-a legat un duh de ea, fiindcă ea era cu legământ față de Dumnezeu, avea botezul în apă
și s-o încumetat să se ducă la lucruri necurate. Magia albă. Duhul ăla, cum s-o legat de el, nu mai putea vedea lumină. Dacă cineva ar fi aprins o lampă, becur nu era atunci, încă la oameni. El nu mai putea, era vai de capul ei, sau o lumină de, o luminare de ceară. El nu putea vedea lumina, nu mai putea vedea afară soarele, nici noaptea, luna, el nu se putea la nimic ce era lumină. În fiecare zi căuta după câte o baticnă, framă, cum îi zicea, și o punea pe cap, dar nu dădea niciuna jos. Avea capul cât o căpiță, cu tot felul de baticuri, de bazmale mici și mari pusă pe capul ei. Și stătea tot timpul cu spatele către ușă, cu fața, așa că o împărete acolo. Și nu lăsa pe nimeni să se apropie de ea. Bărbatul îi mai ducea câte o mâncare, mai nu știu ce, rar putea un cuvânt, două, încolo nimeni nimic. Frații din Daia postesc și se rogă. Se rogă. Dar nu capătă dezlegare. La un moment dat trimit după fratele Nodi, de pe Carpați, din Cluj, în căsile lui a fost biserică și apoi pe proprietatea lui, biserica de azi, din Carpați, din Cluj. Era un frate maghiar, credincios, bun lucrător, nevastă sa, o prorociță a Domnului. Și trimit după ăla și vine ăla. Când vine ăla să roagă, o postit frață, să roagă la adunare, tot. Și după aia se pregătește să plece la familia respectivă. Dar e cum stătea acolo, striga, Nodi, să nu vii aici! Nodi, să nu vin aici! Careva din casă îl așteaptă în uliță. Auzi ce strigă, că să nu vii. Ba, eu viu acum. I se sfârșește domnia la duhul ăsta. Se duce, nu poate sta de vorbă cu ea, dar pune un scaun în spatele ei. Când dădea să întinde mâna ca să atinde de ea, ia mâna! Și o trăgea. Întindea piciorul să-l pună pe lațul ăla de la scaun, de jos, așa. Ia piciorul, n-atinge scaunul meu. Ea stătea cu spatele și cu un cap cât o claie, dar duhul ăla vedea ce-i în spate, măcar că ea era așa. La un moment dat ăsta se roagă, capătă o întărire de la Domnul, trece în fața ei. Întinde mâna! E n-o vrut, întinde mâna! Strâga cu forță la ea, o întins mâna. Când o prins-o de mână, o strigat odată, pacea Domnului să intre în tine! Și Duhul ăla și fugit. O pus mâinile pe toate cârpele și le-o dat deodată jos. Și-o fost liberă. Glorie Domnului Iisus! Așa că pacea Domnului e un lucru mare. Domnul Iisus Hristos a zis către ucenici să mergeți doi câte doi în satul sau în casa în care veți intra, să le urați de bine. M-am gândit, cum? Ce să zici? Ei, dar după aceea concluzionează Iisus.
dacă va fi acolo un fiu a păcii, pacea voastră va merge la el. Dacă nu, voi nu pierdeți. Pacea voastră vine înapoi la voi. Și dacă nu vă primește, și praful de pe picioare îi destul, scuturați-l să se vadă un pic praf. Și ăla va fi mărturie în ziua judecăță că a fost sfinții Domnului la el și el nu i-a primit. Că putea să asculte Evanghelia Mântuirii și el n-a vrut. Praful ăla va fi în ziua judecății martor. Puteți crede asta? Oameni buni, noi toți nu suntem decât praf, pulbere, nu? Țărână. Păi țărâna poate să fie cum o vrea Dumnezeu. Ce părere ai atunci de ce spune prorocul? Grinda și piatra din perete vor fi martori. Păi ce crezi? Toate lucrurile însuflețite, de la cel mai mic lucru până la cel mai mare lucru, Dumnezeu le-a încărcat cu înțelepciune și ele pot să fie martore în caz de lemnele vii, florile, iarba, poate să fie martoră. Peștii, animalele, pot să fie martori. De exemplu, câinii țin mult la stăpânii lor, mai mult ca orice altceva. Am fost într-o zi la băiatul meu, la Vasile și Mihaela, și până o gătat ei masa și una alta, era într-o duminică după adunare. Eu m-am întins așa pe o sofă și el s-a dus și-a luat un material, așa, m-a acoperit pe picioare și iau un câine de cameră. Și câinele s-a uitat la el, s-a uitat la el, a văzut că mă acopere, nu știu ce, a fost bine. Dar la urmă el s-a gândit așa, tipul, să bat așa pe picioarele mele. Când a dat cu palma pe picioarele mele, când o sări câinele pe mine sus și s-a hârăit la el, gata să-l muște de mână. Nu-i voie să se bată oamenii înainte animalelor. Vezi? Și atâtea animale își protejează stăpânii sau se implică când văd câte ceva. Am văzut un filmuleț odată, o ursoaică mare a venit în curte la un pădurar, stătea pe două labe și urla de numai. Pădurarul a luat pușca să o puște. Ce-i cu ea? Dar e urlat. A urlat. Ce înseamnă asta? S-a întors și a plecat urlând. El a luat câinele cu el, pușca, și s-a dus pe urma ei să vadă ce-i. Și ea s-a băgat acolo într-un râu. Când acolo s-a uitat, un pui de-a ei era încurcat într-o plasă de pescuit și ea nu-l putea scoate de acolo. Și văzând că-i moare pui acolo, a venit să ceară ajutor la om. Vedeți? Când au fost ploile alea mari în 70 și cât au fost aia, eram în Valea Șermagului, stăteam de vorbă vreo 3 inși într-un mic coridor acolo la o baracă, că
era ploaia tare vijelioasă și un șoarec de pădure o fugit tot o fugă și s-o băgat sub cizma mea, cum era săbieta ci. S-o băgat, s-o înturna și s-o uita la mine și s-o uita la mine. Era un pădurar bătrân. Măi, bai! Păi, ce? Când sălbătăciunea vine la om, aia înseamnă că vine un năcaz, vine un pericol mare. O venit apele, mă, de-o mătura sate întregi. Vedeți? Dumnezeu în toate a pus multă înțelepciune. Noi numai să stăm și să veghem ca să ne purtăm bine, că piatra vorbește într-o zi, că grinda din casa ta încuiată pentru întuneric vorbește într-o zi, că animalele cu care tu ești în jur într-o zi depun mărturie de tine. Să fii foarte atent. Dar ce minunăție cum începe psalmul acesta. Cuvântul Domnului, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Cât de plăcute! Vorbea de templu din Ierusalim, de locașurile templului, sfânta sfintelor, sfânta, după aceea curtea, după aceea cămările, după aceea intrările din cele patru părți, de răsărit, apus, miază zi, miază noapte, fiecare cu odăile ei. Măi, o minunăție, cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne a oștirilor! Cât de plăcute sunt bisericile pe care le-am construit în timpurile astea! Dar să știți că evreii până la urmă n-au beneficiat de templu ăla la care ei ziceau templu Domnului, templu Domnului, templu Domnului. Dar într-o bună zi templu Domnului a fost dărâmat și din data dărâmării evreul nu și-a mai adus jertfa de Paști în loc de miel. S-a mulțumit cu o pulpă de pui și cu un ou pentru fiecare din casă. Până astăzi, că mielul de Paști n-a mai fost miel de la oi, ci a fost berbecele încurcat în rujii ca să ia Avram și să nu taie pe Isaac, să nu-l pună să ardă, să ardă berbecul. De la început, Dumnezeu a hotărât așa. Drumul către rai era închis. Niște herovim cu săbii învăpăiate păză intrarea ca să nu intre cineva la pomul vieții după ce a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului și a păcătuit. Nu cumva, a zis Dumnezeu, să împedecăm, nu cumva acum să mânce și să trăiască veșnic. Doamne ferește, că dacă ești sănătos, apoi e frumos să fii și bătrân, dar dacă ești și bolnav, păi dacă ești încărcat de toate năcazurile și păcatele,
și să nu mai mor, numai să tot faci păcate și să te tot chinuie bolele. Apoi nu ți-ar trebui alt iad. Dar așa Dumnezeu, chiar dacă îngăduie o boală prin care să te curăță și carnea asta să-și plătească polița ei, hotărăște o zi când pune capăt tuturor acestora și oamenii zic: vai, bine-o lucrat Dumnezeu, că e o curmadnă cazul din familia asta și la omul ăsta, că prea mult o suferit. Vedeți? Moartea, deci, e un lucru așteptat la un moment dat. Dar să trăiești veșnic, apă ce-ar fi? Doamne Iisus, înțeleaptă-i mintea ta de Dumnezeu. Glorie ție, Doamne! Astfel, cât de plăcute sunt locașurile tale, cu cât dor în fiecare zi de adunare ne grăbim și merem la casa Domnului, cu câtă plăcere ne vedem acolo frați, surorile, vedem acolo pe cei mântuiți ai Domnului, pe cei sigilați cu Duhul Sfânt. Ascultăm acolo câte un sfat dumnezeiesc, câte un dar a Duhului Sfânt. Vedem acolo frați înflăcărați. Vedem acolo rugăciuni pline de putere. Simțim fiorii Duhului Sfânt prin harul dat. Ce plăcute sunt locașurile tale, Doamne a oștirilor! Facă bunul Dumnezeu ca noi toți să fim dorniși de împărtășire cu frații, din cuvânt, prin rugăciune, prin cântare, prin poezie, așa cum facem și aici. Mărească-se numele Domnului! Ce plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Cine-i Domnul oștirilor? Vă aduceți aminte de Psalmul 24? Porți, ridicați-vă capetele ca să intre împăratul slavei. Cine e ăla împărat a slavei? E Domnul cel tare și mare. Porți, ridicați-vă capetele. Dar cine e ăla împăratul slavei? E Domnul cel puternic în războaie. Ridicați-vă, porți veșnice, să intre împăratul slavii. Dar cine-i? Domnul oștirilor e împăratul slavii. Și acesta Iisus, glorie lui, acesta Iisus, teologiile spun că psalmul ăsta a fost o prorocie de când Iisus, de pe pământ, s-a înălțat la cer și o striga să-i se deschidă porțile cerului. Dar eu nu cred așa. Asta e o gândire teologică, dar nu bate biblic. Prin faptul că Iisus a venit din cer, Iisus a venit de la dreapta lui Dumnezeu și s-a ridicat la dreapta lui Dumnezeu și nu putea să fie necunoscut. Ne spune în Evrei că El s-a înălțat prin voia lui Dumnezeu la dreapta măririi după ce și-a supus
stăpânirile și căpeteniile și tot. Deci nu a fost necunoscut. Mai degrabă el n-a fost cunoscut în locașul morților, în locuința morților. Că alea nu s-a deschis, alea nu m-au tot adunat în ele. De la Adam până la ultimul, de la Abel până la ultimul om, nu m-au tot adunat. Dar Isaia zice, mă voi duce și îi voi răscumpăra din mâna morții, că fără preț au fost vânduți. Dar acum răscumpărarea a costat tare mult. A costat viața Domnului Iisus, care era om și Dumnezeu. Și acum el, ca să aibă putere și asupra celor vii și asupra celor morți, s-a dat pe sine însăși la moarte, glorie lui. Și-a răscumpărat un popor. În Roman și în Corinteni, poporul ăsta e numit templul lui Dumnezeu, locașul lui Dumnezeu, ogorul lui Dumnezeu. Și ăia suntem noi, dragii mei, biserica asta mare, în care ai apărut într-un mic ecran ca mine, să împărtășim împreună ideile sfinte care să ne clădească sufletește și să ne îndrepte ochii spre cer, ca să nu mai roșim de rușine. Mărească-se numele Domnului! Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne a oștirilor! Dar auziți acum, sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Cum îți stă inima? Cum îți stă trupul ăsta, matale? Auzi în el strigarea? Auzi în el dorința? Auzi în el un friamăt care îți șoptește? Tu ești așa de păcătos? Auzi în el un zgomot care îți spune ție? Tu nu poți fi salvat numai dacă sângele lui Iisus te spală? Auzi tu lupta asta interioară? Îți varsă ochii tăi lacrimi? Iubit ascultător, cum stai? Un poet zice, de ce stai nepăsător, popor iubit, popor iubit? Că vine Iisus pe nori, popor iubit, popor iubit. Cum vei sta înaintea sa când va suna trâmbița? Când morții vedeți zburând pe lângă tine și tu i-aștepta să fii îmbrăcat cu trupul de slavă și el de lângă tine, poate nevasta, poate bărbatul, poate unul din fete, din copii, îi vedea numai că se înalță ca un fug, ca un fulg, ca o pană ușoară. Și tu vei rămâne pe loc, vei rămâne la plâns, vei rămâne la chinuri mari. Nu vrei astăzi să-i spui lui Iisus tot ce te apasă? Nu vrei astăzi să te decizi
să închei un legământ cu Sfântul Sfinților, cu Împăratul, mărească-i să numele. Aleluia! Scump ascultător, uită-te bine la tot ce se întâmplă aici, în locașurile astea sfinte, că în Psalmul 40 zice, este un râu care înveselește cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Este un râu, ăla curge de sub pragul casei lui Dumnezeu și ăla înveselește sfântul locaș, biserica. Biserica e locașul locuințelor celui preanalt, adică Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt, a zis Iisus, va fi cu voi și în voi. El locuiește în noi. Mărească-i să numele. Scump ascultător, nu vrei să faci parte și tu dintre cei ce sunt locuințe, să fii și tu o locuință a celui preanalt, să te inunde riu ce iese de sub pragul casei lui Dumnezeu? Nu vrei și tu astăzi, nu mâine, că nu știm ce vine mâine. Nu vedeți? Într-o singură zi tot pământul a fost acoperit de ceață, de întuneric. Acum urmează să dea faliment banca internațională și apoi să nu mai ai bani, să nu mai ai nimic. Atunci îi plânge în casa ta aia mare, îi plânge în mașina ta aia scumpă. Dar dacă ai pe Iisus, te vei veseli și te vei bucura în așteptarea întâlnirii cu El. Glorie Domnului! Aleluia! Grăbește-te, scump ascultător, că vine Iisus. Vine Iisus, a Lui să fie slava. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne, al oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că ei tot mai pot să te laude. Glorie Domnului! Nu aveau voie toți să intre în templu. Mulți aveau însemnat în Sfânta Sfintelor, n-avea voie numai o dată pe an marele preot. Apoi în Sfânta numai slujbașii, apoi restul numai în curtea de afară. La Sfânta Sfintelor era o perdea groasă care acoperea și despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor, arătând că drumul în locul preasfânt e închis. Și același lucru arăta sabia învăpăiată de la intrarea în Eden. Era închis, dar a venit mielul lui Dumnezeu și a intrat în focul lui Dumnezeu și a luat asupra lui
necurățiile, păcatele, gândurile, faptele noastre, tot. Și a intrat în focul lui Dumnezeu și a deschis drumul și perdeaua s-a rupt în două, arătând, zice Pavel, că drumul, locul preasfânt s-a deschis prin Iisus. Mărească-i să numele. Bă, ce minunăție e asta! Tu poți beneficia de asta astăzi. Astăzi tu poți beneficia de asta. Doamne Iisuse Hristoase, ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, că cei tot mai pot să te laude, între cei fericiți, prin har, mă număr și eu, glorie lui Iisus. Tu, iubit ascultător, te numeri, ești fericit, ești somnai chemena dosement, ești gata să te cutreiere fiorul sfânt a Duhului lui Dumnezeu, să-ți miște ființa, inima, gândul și ochii să ți se umezească de dor după împăratul. Mărească-i să numele. Ce minunat împărat avem noi! Ce minunat împărat! Tu ești cel mai frumos dintre oameni, Psalmul 45, nu? De ce e frumos? Harul-i turnat pe buzele tale. Toată slujba cu har e frumoasă. Slujbele fără har sunt frumoase, da? La rândul lor, la puterea lor. Când am venit eu la Sfânta Pocăință, aveam câțiva bătrâni. Nu prea știau carte, citeau cu greu. Dar cum era mergea Pavel, când se uita odată peste adunare și striga, ei, că mari-s lucrările lui Dumnezeu! Toată adunarea era cuprinsă de fiori sfinți. Măriți să fie Domnul! Și într-o împrejurare la rugăciune a venit o femeie cu o rană mare pe cap. Marginile rănii era galbene, la mijloc acolo era muguri albi. O rană urâtă și toți au zis că aia e lepră. Dar în timpul rugăciunii se scoală bătrânul Pavel Mircea și strigă odată, ei, că mari-s lucrările lui Dumnezeu, și atinde capul femeii. Pe loc rana aia o căpătat o culoare vinețâie, cumva s-o închis, n-o mai mizguit puroi și sânge și altceva din ea. Și-o fost salvată femeia, că-s mari lucrările lui Dumnezeu. Glorie Domnului! Păi ce minunată e asta! Doamne Iisuse, binecuvântă-ne să putem prețui harul care ne este dat. Cei ce sunt în casa Domnului, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Sionul era un loc rezervat pentru împăratul David, acolo avea el cetățuia și așa mai departe. Dar acum, transferând ideea Sionului, noi suntem Sionul. Noi suntem așezați pe un munte tare și înalt. Slăvit să fie Domnul Iisus.
Noi suntem locul acela despre care și într-o cântare cântam cândva. Muntele Sionului va fi casa Domnului și noi suntem casa Domnului. Măriți să fie Domnul Iisus! Ferice de cei ce locuiesc în casa aceasta! Ferice de cei, cum zice Psalmul 32, cu păcatul acoperit și cu nelejuirea iertată. Dar în Psalmul 119 zice, ferice de cei ce nu săvârșesc nicio nelejuire, măriți să fie Domnul. Domnul să ne ajute la aceasta. Și apoi, în continuare, noi trebuie cu adevărat să mergem din putere în putere și să ne înfățișăm în Sion înaintea lui Dumnezeu. Doamne, Dumnezeul oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia minte Dumnezeului Iacov. Tu, care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău, căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte, mărească-se Domnul Iisus. Știi câte zile sunt într-un an? Vedeți, 1000 de zile, 3 ani aproape. Câte păcate nu faci tu într-un an, apoi în 3. Câte păcate nu faci tu într-o zi, apoi într-o săptămână. Cu vorba, cu fapta, cu simțurile, cu privirile, cu gândirea, cu mâniile tale, cu asprimea ta, cu felul de a te exprima spre alții, câte păcate nu faci tu într-o săptămână, d-apoi într-o lună, d-apoi într-un an, d-apoi într-o mie de zile, în 3 ani. Dar auzi ce zice aici? Mai mult faci o zi aici decât 1000 în altă parte. Pentru că oricâte păcate ai făcut tu într-un an, în 3 ani, în 30 de ani, în 50 de ani, în 70 de ani, aici, într-o singură zi, pot să fie iertate toate. Glorie Domnului! Asculți cuvântul, te pleci înaintea lui Iisus și îți predai viața în brațul Domnului, și deodată ești alt om. Păcatele tale, care sunt multe, sunt iertate, a zis către Maria Domnul Iisus. Mărească-se Domnul! Poate ești și tu o Marie, poate ești și tu un Petre, poate ești și tu un Teofil sau ce știu care ești. Dar astăzi, glasul lui Iisus prin mine să se adresează. Nu vrei să scapi de păcatele tale? Nu vrei să scapi de umbletile tale? Nu vrei să scapi de ceea ce te condamnă? Nu vrei să scapi de povara care o simți în suflet? Vino la Iisus! Și El pune capăt tuturor stărilor tale. Tu te plângi că nu poți să te lași de o patimă de alta, dar când te atinde Iisus, ți scârbă de toate patimile tale. Și astfel devii un om nou în Hristos. Poți încheia atunci un legământ prin botezul în apă și intri și tu în turma minunată a Marelui Păstor,
Iisus Hristos, intri și tu în împărăția împăratului oștirilor, veșnicul Dumnezeu, mărească-i să numele. De aceea eu te chem astăzi să nu zăbovești, ci să vii la Domnul Iisus Hristos, care poate să-ți mântuiască sufletul. Cuvântul lui Dumnezeu ne mai spune: tu, care ești scutul nostru, vezi, Dumnezeule, și privește fața unsului tău, căci mai mult faci o zi în curțile tale decât o mie în altă parte. Eu vreau mai bine să stau în pragul casei Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile răutății, căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Doamne al oștirilor, ferice de omul care se încrede în tine. Amin. Încredeți-vă în Domnul, voi sfinții lui, că de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de el. Puii de leu duc lipsă și li foame, dar cei ce se tem de Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Mărească-se numele Domnului Iisus. Fiți binecuvântați. Dar dacă mă auzi, scump frate, soră, care duci o povară în inima ta, poți să apară acum pe ecran, să ridici o mână și să mă rog pentru tine personal, ca Dumnezeu din cer să-ți ridice povara, să-ți îndrepte starea. Aleluia! Aleluia! Privește la mâinile ridicate, Iisuse! Privește la frați, la surori, la prietenii care doresc de azi să-și predea viața în mâinile tale. Iisuse, întinde mâna ta din cer, atinde mâinile ridicate, persoanele vizate prin aceasta, eliberează duhul lor, mintea lor, inima lor, cugetul lor și întărește, Doamne, poporul pentru a fi pregătiți că ziua venirii tale așa de aproape. Dacă le pare rău de ceva lucruri din lume, descătușează-i tu, ajută-i să dea la o parte orice piedică și orice prietenie și orice păcat cu care a fost înfășurați așa de lezne. Și astăzi rupe orice legătură, Iisuse! Aleluia! Îndură-te de toți câți te așteaptă să le vindeci vânătăile și rănile făcute de neascultarea lor și de păcatul lor. Și sfințește-i și curățește-i, că sângele lui Iisus în măsură să spele orice păcat. Mărească-se numele Domnului. Glorie lui Iisus Hristos, Domnul nostru, să fie proslăvit în vecii vecilor. Amin. Slavă Domnului Iisus. Ce te zbați în patim și în păcat, pe Iisus cel răstignit și-a înviat, să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare ori și când. El ne caută prin lume suspinând. Să-L primești că El e mare și e bun cu fiecare ori și când. El ne caută prin lume suspinând.
De ce fugi de jertfa sfântă tot mereu? Că ce l-a spălat păcatul cel mai greu? De ce fugi de rugăciune? Ce amară înșelăciune te-a răpit? De te-a amăjit satana ce-ți mintit? De ce fugi de rugăciune și de post și de locul adunării cel frumos? Tu nu știi că viața-ți trece, vine moartea, groapa-i rece și te-ai dus. Vino azi, o frate dragă, la Iisus. Vine și-ți înalță glasul tot mai sus. Luptă-te lupta cea bună cu Iisus. Luptă-te lupta cea bună și vei câștiga cununa negreșit. Și vei fi în veșnicie fericit. Luptă-te lupta cea bună și vei câștiga cununa negreșit. Și vei fi în veșnicie fericit. Amin. Glorie Domnului. Slavă Domnului Iisus. Frate Vasile Hozan, avem aici două persoane, eu să vi le citesc. Zice, frate Marius, sunt în spital lângă Barcelona. Vă rog să faceți o rugăciune pentru mine. Apoi o altă persoană zice, tot așa, mă găsesc pe pat de suferință în urma unei recente intervenții chirurgicale, dar îl preamăresc pe Domnul pentru harul acesta slăvit, să împărtășesc prin cuvânt, prin Duhul Sfânt, împreună cu robii Lui. Fie binecuvântat numele Domnului Iisus Hristos. Pentru toate cauzele care sunt și pentru frații care sunt bolnavi și pentru nemântuiți, înălțați, vă rog, o rugăciune și ca și data trecută, Domnul să se atingă și să dea eliberare și vindecare. Amin. Eu m-am rugat, măi, și nu... Mai rugați-vă o dată, frate. Vreau să mă rog, dar vreau ca ceea căror inimă sângerândă le-au podidit lacrimile și au simțit prezența lui Iisus, să-L mărturisească ca și alții să dea buzna la Iisus. Glorie Domnului! Ne rugăm! A plecat în fața gloriei tale, Părinte al veșnicilor, Domnul harului și a păcii, Domnul meu, viu și eu înaintea ta, chem numele tău pentru toți cei ce așteaptă de la tine har, pace, îndurare. Binecuvântat să-ți fie numele, binecuvânt acum, Doamne Iisuse, pe oricine cheamă numele Tău în vreun loc, dar adă-ți aminte de cei de pe Zoom, de cei care au apelat la rugăciune, de cei bolnavi din spitale. Doamne, adă-ți aminte și vindecă-i pe fiecare și arată-ți puterea, arată-ți slava, arată-te învingător. Și binecuvântă sufletele noastre cu puterea ta și cu Duhul tău cel sfânt, Tată din cer. Rugăciunile noastre le îndreptăm către tine cu încredere că tu asculți rugăciunea și primești rugăciunea noastră ca o jertfă de bun miros. De aceea adăugăm la ea
mănunchiul minunat al mulțumirilor. Aleluia! Îți mulțumim că Tu ai murit pentru noi în calvar. Îți mulțumim că ne-ai chemat la Tine din puhoiul lumii ăștia. Îți mulțumim că ne-ai dat credința la îndemână și am putut crede că Tu ai ieșit de la Dumnezeu, că ai venit și Te-ai jertfit în locul nostru. Glorie Ție! Îți mulțumim că ne-ai pus în inimă dorul de a-mi încheiat un legământ cu Tine prin botezul în apă. Îți mulțumim că ne-ai botezat cu Duhul Sfânt. Îți mulțumim pentru haruri, pentru daruri și pentru tot ce ne dai zilnic. Sănătate, mâncare, haine, căldură, Doamne, ce bună-i bunătatea Ta! Arată-Te cu putere și mai pe departe și atinde-Te de cei care cer ajutorul și acele două persoane citite de fratele. Doamne, îndură-Te și binecuvântă-i cu sănătate! Îndură-Te și stabilește în credință cât mai multe persoane până când nu se închide ușa asta a Harului. Glorie Ție, Tată, Iisusă și Duhul Sfânt. Amin. Slavă Domnului Iisus! Amin. Frate Vasile, uitați, aici am primit un răspuns foarte frumos. Vreau să mărturisesc ceva, dacă se poate, pentru întărirea fratelui Vasile Hozan. Vasile Rus din Spania. Dacă se poate, deschideți microfonul și să auzim ce... Doamne, eu nu-i închis. Frate Vasile din Spania, Vasile Rus. Frate Hozan! Da. Nu să vă binecuvinteze. Amin. Acum când a spus să ridicăm mâinile fiecare care avem o povară sau ceva de mărturisit în fața Domnului, am simțit o putere. Eu acum conduc, sunt pe camion, am aer condiționat aici, e rece. Dar atât ați de transpirat, așa mă simt de ușor, de atunci când m-am botezat și m-am întors la Domnul, numai atunci m-am simțit așa de eliberat și curățat, slăvit să fie Domnul Iisus, glorie Domnului. Mare este Domnul, El m-a mântuit de păcatul morții, El m-a izbăvit. Sfinte Dumnezeule, îndurare-ți cer și eu și nu mă lăsa în toată viața mea. Așa să facă Domnul. Mai avem aici din Torino, Lăcrimioara spune: da, prea iubiții mei frați și surori, sunt Crina Negheș, cea în urma intervențiilor chirurgicale. Vă mulțumesc din inimă, cu suspine negrăite, în inimă și cu șuvoaie de lacrimi, preamăresc pe Dumnezeu și vă binecuvântez în numele Domnului cel Sfânt. Amin. Glorie Domnului. Glorie Domnului. Frați din spitale care slăvesc pe Domnul. Mulțumim Domnului că, uitați, cuvântul Domnului și lucrarea aceasta care am început-o, cu ajutorul Domnului, ajunge acolo poate unde nimeni n-ajunge, prin spitale, pe la oameni care sunt greu încercați, și dăm slavă lui Dumnezeu. Mare Domn. Slăviți să fie Domnul. Vă las pacea Domnului Iisus la toți. Domnul să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze, frate. Domnul să vă binecuvinteze, frate. Domnul să vă binecuvinteze, frate. Domnul să vă binecuvinteze, frate.